bine, sunt Zena și astăzi am revenit cu un videoclip. Astăzi voi face un videoclip cu toate cărțile mele de bucate preferate. Am 6 cărți de bucate preferate, așa că să începem. Prima este Creații dulci din Înghețată. Este o carte foarte frumoasă pe care am luat-o la Lidl. Nu găsesc o editură, să vă spun. Nu zice nicăieri care, de unde, ce editură a făcut-o, dar este o carte care conține foarte multe rețete interesante și nu doar ne învață să facem înghețată foarte ușor, ne învață să facem și sorbet și foarte multe lucruri, cum ar fi și ne învață să facem și granita, dar la final ne arată cum să facem niște rețete, cum ar veni banana split sau cupa amarena, spaghete de înghețată. Este foarte interesantă și cred că am dat în jur de 20 de lei pe ea, deci merită. Următoarea carte este una în germană. N-am făcut niciodată o rețetă de aici, dar îmi place atât de mult. Se numește Don't Worry, Eat Happy. Este foarte drăguță și a fost 3 euro. Înțeleg cât de cât rețetele din această carte și chiar înțeleg ingredientele și pașii pe care trebuie să-i facem sunt explicați foarte ușor. Nu știu dacă o să o găsesc, o să pun un link în descriere la fiecare. Și aceasta este 3D, gogoșa este 3D și mi se pare foarte interesant. Abia aștept să fac măcar o rețetă din această carte și când am văzut-o în librărie am zis pe această carte trebuie să o cumpăr. Apoi avem Osborne Children Christmas Baking Book. Am primit-o la doamna Diana Kiss, care este reprezentant Osborne. Această carte a venit cu un set cu mai multe lucruri, dar eu am aici doar cartea, setul nu știu sigur unde este. Am făcut și un videoclip despre ea, în care am gătit toată dulce împreună cu Julia, prietena mea, și am mai gătit și eu rețete în această carte. Sunt explicate pas cu pas și chiar merită să vă cumpărați. O să vă pun în descriere linkul grupului de unde puteți să o achiziționați, adică grupul Your Book Lady, pentru că dacă o să pun link, nu, e mai greu să o achiziționați direct de pe site-ul Osborne, pentru că site-ul este în Anglia și cred că transportul va fi mai scump, dar dacă o luați printr-un reprezentant Osborne, va ieși la un preț mai ieftin și cu transport tot la un preț mai mic. Apoi, cred că am cartea mea preferată de bucate. Este The Nerdynamis Cookbook, cartea Rozanei. Iubesc această carte, pur și simplu, o iubesc. La început avem rețetele de bază. Așa, și ingrediente de bază. Iar apoi avem niște rețete făcute cu rețetele de bază, să spun așa. De exemplu, zombie brain cake. Și toate rețetele sunt explicate pas cu pas și așa este mai ușor pentru toată lumea să le facă. Și Rozana a explicat la început că ea are dislexie și atunci dacă rețetele sunt explicate prin imagini, cum sunt acestea, este mai ușor, sunt mai ușor de urmărit. Și chiar îmi place foarte, foarte mult și oricine merită să aibă în bucătărie. Acum o să vă prezint ultimele două cărți, care sunt ale Jamilei Cuisine, Queen Jamila. Și cred că oricine a auzit de Jamila, așa. Și amândouă sunt minunate. Pe aceasta am primit-o de Crăciun și pe cealaltă am primit-o de la o prietenă. Tocmai am scăpat-o jos pe cealaltă, dar revin. Amândouă sunt minunate. Acestea puteți achiziționa cu un juc de 20 de lei de pe elefant și aceasta cu 40 sau 38 și le puteți găsi pe amândouă pe site-ul editurii și există și un pachet cu amândouă și cred că este mult mai avantajos la preț. Cred că este cumva mai ieftin, nu știu sigur, dar rețetele din aceste două cărți îmi plac foarte mult și sigur o să fac o recenzie la ambele cărți și o să gătesc ceva, o să aleg eu o rețetă dintr-una dintre ele. Acesta a fost și videoclipul. Nu uitați, vă abonați la canalul meu, pupicii spor la citit! Pa!